Mulțumim ție, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru. Dumnezeul îndurărilor, bunurile și păcătorile, iubitorile de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cel care porță îndurările și neputințele noastre, cu a cărui rane noi toți ne-a vindecat, păstorul cel bun, care a venit spre căutarea oii cele pierdute, cel care dai mângâiere celor slabi la suflet și viața celor zdrobiți, care ai tăpădut din zborul celui care curgea sânge de 12 ani, cel ce pe fica Hananiei ce ai spăcătut din demonul cel cumplit, cel care a iertat datoria datornicilor și de iertare păcătoase, cel care a iubit vindecarea slăbănocul împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai iertat pe Doamne și ai primit pe Hananiaca prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel care a ridicat păcatele lumii și pe cruce l-ai tărâmit, ține-l în Doamne. Și cu mirință la tine cădem, în bunătatea ta, Însu-ți slăbește, lasă, iartă Dumnezeule, păcatele nelegiuite, greșalele cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință, cu neștiință, cele în timpul nopții, cele în timpul zile, de orice păcate, orice greșeală au făcut aceștia care se roagă împreună cu noi, precum și noi înșine. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să vedem în viață întinată, nici pe căile persării să arătă. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-ne pe noi, care ne rugăm bunătății tale pentru robii tăi aceștia care sunt de față. Trece-ne cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor, izbăvește pe ei de chinurile cele veșnice, gura lor, umple de laudele tale, putere lor le deschide spre slăbirea Domnului tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poșilor tale, picioarele lor le îndreptează spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirile lor, întărește-le cu anul tău. Că tu e Dumnezeu din cer nostru, care prin Sfinții tăi apostoli ai poruncit nouă zicând că te veți lega pe pământuri legate și în cer, și lui te vezi dezlega pe cum vor fi dezlegate și în cerul. Cărora vezi ierta păcatele din părintarea lor și cărora vezi simțiți unde vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia netestarea sufletului său în ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă. Și pe mine argăreul tău în ceasul acesta, care mă rog pentru cei care sunt de față, că tu ești Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru. Cel care poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 certificate pe Pat. Și bunătatea ta, și iubirea de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și de întorci și te bucuri de întoarce celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mina ta și ție slavă în țară. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru Hristos Iisus, pentru voi.
vino după mine. Și ridicându-se a mers după dânsul, iar când cedea în casă, Iisus la masă, iată mulți oameni și păcătoși, au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și ucenicii lui. Și văzând fariseii, au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, auzind, a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă deci de învățați ce înseamnă cuvintele, milă voiesc, iar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Pace ție, celui ce ai bine care nu voiești moartea, că dacă poți să se întoarcă, să te vin. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capetele robilor tăi care vine de la tine cu pocăința și cel de la tine prin noi iertarea păcatelor lor. Și pun mâna ta cea prea puternică și tare care se află în această sută evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschise peste capetele robilor tăi și roabelor tale care sunt de față. Și mă rog împreună cu tăiști și cer iubirea ta de Mamă cea milostivă și care nu ține în minte răul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cel ce care prin prorocul tău la ta ai dăruit iertarea lui David celor care se pocăiesc pentru păcatele sale, și a primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase însuși pe robii țării aceștia, care sunt de față, se roagă împreună cu noi. Dă-le, Doamne, chip de pocăință, iertare de greșeală și primește, cu știută că iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 certificate de păcate, și într-o bunătatea ta îți aducem slavă și cinste, așa și mila ta să fie asupra noastră și ție se cuvine toată slava, cinstea și binecuvântarea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Preacucernici părinți, reprezentanți ai bisericii, surori, preacucernice, părinte, director, preacucernici părinți, dragi teologi, iubiți credincioși. Urmându-ne mai vechi tradiții prin care s-a statornicit ca în cea de-a treia săptămână a lunii ianuarie să se organizeze în cadrul festiv rugăciuni în comun, la inițiativa și cu înalta binecuvântarea ierarhului nostru, astăzi ne aflăm în biserica așezată sub ocrotirea Maicii Domnului, Preoteasa Mare din municipiul Roman, împlinind programul liturgic al acestui sfânt locaș de cult,
care consemnează faptul că în fiecare zi de vine, după ceasul vecerniei, să se oficieze taina Sfântului Maslu, slujba atât necesară, vindecare rănilor trupești și sufletești. O rană deschisă pe întreaga biserică creștină rămâne anul 1054, iar Hristos Domnul, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Fiul lui Dumnezeu, Cel pe care îl ascultăm, urmăm și mărturisim deopotrivă, este singurul cel ce poate să vindece această rană. În așteptarea unei alte primiri a vremii, după puterea fiecăruia dintre noi, în mod sincer, deschis și chiar complet dezinteresat, ne rugăm acum, dar mai cu seamă în fiecare liturghie, pentru unitatea creștinii, credinței. Întâlnirea din această seară este un popas duhovnicesc. Ne oprim vreme de câteva ceasuri din alergarea și zbucimul cotidian și privind spre cer cu mâinile și cu inimile adunate în rugăciune. Ne amintim de cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru rostite cu puțin timp înainte de nedreapta judecată și mântuitoarea răstignire. Eu pentru aceștia mă rog, dar și de cuvintele verbovnicului într-un apostol Petru, chemat să vestim bunătățile Domnului. Privită în chip duhovnicesc, unitatea celor două biserici nu a fost destrămată niciodată câtă vreme și unii și alții urmăm porunca lui Hristos, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar scopul final al vieții și slujirii noastre este mântuirea în, prin și cu ceilalți. Prezența credincioșilor acest ceas de rugăciune ne bucură și totodată ne încredințează că suntem frați, ușor diferiți cei drept, dar avem același Tată Ceresc și aceeași Mamă care este Biserica lui Hristos. Romanul, dar și comunele învecinate au fost, sunt și trebuie să rămână un model de conviețuire într-o înțelegere a ideii de unitate și respect față de învățătura Evangheliei, dincolo de orice asperitate, orgoliu sau pretenție mai mult sau mai puțin justificată. Iar pentru a nu se crede greșit că evit termenul de ecumenism, vă rog să-mi permiteți să ne reamintim cu toții parte din rugăciunea pe care fiecare dintre noi o rostește măcar o dată pe zi. Precum în cer, așa și pe pământ. În cer, unitatea între ei este iubire. Pe pământ, iubirea e unitate în mărturisirea trăimii și dacă nu putem vorbi de iubire fără de unitate, atunci ecumenismul, câtă vreme ne apropie acest lucru, ne rămâne ca prioritate. Cer încăduința. Ca în următoarele momente, Părintele Secretar Ciucanu Maritorul să dea citire mesajului transmis cu această ocazie de către prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Când am Preasfinția voastră, Preacuvioasă Părinte, Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori în Domnul, cuvintele Sfântului Apostol Petru, chemat să vestim bunătățile Domnului, care constituie tema de reflecție a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din anul 2016, ne învață adevărul că toată existența creată este darul iubirii milostive a lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul și dăruiește oamenilor bucuria întâlnirii și comuniunii cu El. Dumnezeu Creator împărtășește tuturor făpturilor binecuvântările sale și în același timp le cheamă pe toate cele create la comuniunea cu El. Tot ceea ce a creat Dumnezeu în iubire milostivă este foarte bun și exprimă bunătatea lui Dumnezeu, însă omul este singura făptură creată după chipul lui Dumnezeu cel Sfânt și veșnic viu, pentru a ajunge prin iubire la asemănarea cu El, adică la sfințenie și nemurire sau viață veșnică.
De aceea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut omul din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, ne cheamă pe toți, popor și păstoră de suflete, la comuniune, cu responsabilitate și cooperare, pentru a trăi și lucra în Duhul Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, într-o vreme plină de provocări și de schimbări rapide și radicale, care uneori pot fi benefice, iar alteori pot fi dăunătoare vieții. Prin urmare, timpul pe care Dumnezeu ne-l dăruiește poate fi timpul căderii sau timpul ridicării, poate fi timpul rodirii sau timpul risipirii darurilor, talanților, talentelor primite prin nașterea noastră după trup. De asemenea, darurile spirituale pot fi pe care le primim noi la Sfântul Botez, ca dar ale Duhului Sfânt, pot fi cultivate și înmulțite sau pot fi risipite. Totul depinde de noi, mai precis de credința, voința și de lucrarea noastră. Dacă sfințim și dacă sfințim timpul prin rugăciune, pocăință și fapte bune, ori profanăm sau pierdem timpul vieții noastre prin nepăsare, lenevire și amânare. Să ne rugăm așadar Preasfintei Treimi să ne ajute să dobândim în bucuria sfințirii timpului vieții noastre pământești, ca timp al pregătirii pentru viața cerească, timp al mântuirii în care vestim în lume bunătățile lui Dumnezeu, Cel ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunată, adică ne-a chemat mai întâi de la neființă la ființă și apoi de la întunericul despărțirii de El, prin păcatul nostru, la lumina unirii cu El, prin Harul Său, semnat Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim Preafericitului Părintele nostru Daniel pentru frumosul cuvânt care a ajuns la inima și sufletul nostru. Acum aș vrea să invit aici, pe Solei, din partea Bisericii Romano-Catolice, pe Părintele Damian Pătrașcu, rector al Institutului Teologic Catolic Franciscan din Roma. Preafericitului Părintele Dumnezeu. Înalt Preasfinția voastră, cu cea plici, prinți, într-o preoție, iubiți credincioși, aș vrea să încep această, sper scurtă, cuvântarea mea, aducându-i înainte de toate mulțumire lui Dumnezeu, pentru că și în acest an a permis ca să fim împreună, nu numai acum în acest context, al săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, dar și cu toate celelalte ocazii în care ne întâlnim în diferite contexte. În același timp, aș vrea să-i mulțumesc și Înalt Preasfințitului pentru că a răspuns cu multă generozitate invitației noastre atunci când ne-a primit și a trimis o delegație la întâlnire organizată de noi la Institutul Teologic marțea trecută, moment în care am reflectat împreună și ne-am rugat pentru ca această unitate să vină cât mai repede. Aducând în această seară salutul Preasfințitului nostru Episcop Petru Gherghe, aș vrea să dau rândurile ce urmează citire scrisorii pastorale pe care Preasfințitul Episcop Petru Gherghe a trimis-o tuturor credincioșilor catolici cu prilejul acestei săptămâni. Rugăciunea lui Hristos de la cina cea de taină pentru cei pe care Tatăl i-a dat rămâne ca un testament mereu valabil și cu cât timpurile se îndepărtează de acel moment, ea devine mai urgentă și mai actuală. Ridicându-și ochii spre cer, a spus:
nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, pentru ca toți să fie una, după cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Biserica păstrătoare autorizată a Cuvântului lui Dumnezeu n-a încetat să proclame această dorință a Întemeitorului ei și nu trebuie să o uite, dacă vrea să fie fidelă mandatului încredințat. Suferințele rupturilor și îndepărtărilor care s-au abătut asupra unicei biserici, întemeiate de Hristos, apasă greu pe conștiința membrilor ei și uitarea sau nerăbdătoarea în seama acestei rugăciuni și dorințe a Mântuitorului este o lezare de neînțeles față de voința sa și de planul său de iubire și de unitate. Conciliul Vatican al II-lea, de la încheierea căruia s-au împlinit anul trecut 50 de ani, a reprezentat un nou și puternic apel din partea Duhului Sfânt la primirea și ascultarea rugăciunii Domnului, deschis cu atâta curaj și inspirație de Papa cel Bun, Sfântul Ioan al XXIII-lea, și dus la desăvârșire de fericitul Paul al VI-lea. Între marile preocupări pentru viața Bisericii din zilele noastre, Părinții conciliari au analizat și elaborat un document special despre ecumenism, cu denumirea Unitatis Redintegratio, adică refacerea unității între toți creștinii, cu referință la dorința și rugăciunea lui Hristos, care a întemeiat o singură biserică, declarând încă de la început că separarea și împărțirea contrazice pe față voința lui Hristos și este un scandal pentru lume, constituind o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii Evangheliei la toată făptura. Acest decret conciliar în lumina învățăturii despre Biserică are în vedere dorința restabilirii unității între toți ucenicii lui Hristos și voiește să pună în fața tuturor credincioșilor ajutoarele, căile și mijloacele prin care ei pot răspunde la această chemare și la acest far dumnezeiesc. Așadar, Sfântul Părinte vrea să fim femei și bărbați de comuniune, să ne facem prezenți cu mult curaj acolo unde există diferență și tensiuni și să fim semne credibile ale prezenței Duhului Sfânt care revarsă în inimi pasiunea pentru ca toți să fie una. Ne cere să trăim mistica întâlnirii, capacitatea de simțire, de ascultarea celorlalte persoane, capacitatea de a căuta împreună drumul, metoda, lăsându-ne luminați de relația de iubire care există între cele trei persoane divine, ca model al oricărui raport interpersonal. Vă mulțumim din inimă și rugăm pe Iisus mirele tuturor sufletelor consacrate să vă știe mereu aproape, și fericite în marea misiune de a fi promotoarele unității și armoniei între cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Petru Gherghel, episcop de Iași. La Sfințite, în această seară ne bucurăm nespus de mult pentru că avem această posibilitate de a sta împreună, de a sta unul lângă celălalt și de a ne ruga. Sperând că voința Mântuitorului și rugăciunea pe care și noi o înălțăm de fiecare dată atunci când ne rugăm să grăbească între noi oameni unitatea pe care Sfântul Părinte Papa Francisc împreună cu Patriarhul Bartolomeu atât de mult o doresc și pentru care lucrează atât de mult. Vă mulțumim! Că ne-ați adus în această zi cuvântul preasfințitului Gherghel. Suntem privilegiați de faptul că ierarhul nostru, vreme de mai bine de un deceniu, a slujit lui Hristos într-un spațiu care, din păcate, este puternic secularizat. Iar experiența pe care a căpătat-o acolo, ne-a fost împărtășită cu generozitate și nouă, prin îndemnul păstrați ce este al nostru, respectați
ce este a celorlalți și căutați să rămâneți continuu ancorați în realitate. De dragul nostru, în prezența voastră, a celor care ne-am adunat în această binecuvântată zi aici, preoți, teologi, creștini, vă rugăm să ne adresați cuvânt de suflet și să așezați la inima noastră dorința de a rămâne uniți în iubirea Lui Hristos. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacerii Ferici Consilierii Patriarhi Arhiepiscopiei noastre a Romanului și Bacăului, Părinte Protopop de Roma, Părinte Protopop de Bacău, preacucerii și părinți, frați într-un Hristos, împreună slujitori în biserica noastră ortodoxă, și distinși frați într-un Hristos și preaiubiți părinți ai bisericii surori, slujitori în biserica romano-catolică, iubiți credincioși și credincioase, probabil și dumneavoastră, ați venit în calitate de fii ai bisericii noastre, dar și prietenii invitați ai bisericii surori. În seara aceasta am vrut să fie mai deosebită ca altele, deoarece pe schema liturgică a acestei parohii să adăugăm sau să grefăm și această frumoasă întâlnire ecumenică, care de fapt are scop ca să ne deschidem sufletele, cum ne deschidem inimile lui Dumnezeu și să medităm, să reflectăm împreună. Și iată că mi se pare că s-a grefat bine, s-a alcuit bine seara de rugăciune care parohia a organizat-o pentru cei bolnavi, săvârșindu-se Sfântul Maslu, care este rugăciunea comună a credincioșilor de Biserica Ortodoxă, în care ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ocoiască suferințele celor care pătimesc în multiple feluri. Suferința vine, bineînțeles, cum spune Scriptura, în general, în urma păcatului, în urma desprinderii de comuniune, de comunitate și consecințele păcatului, după cum bine știți din Scripturi, este moartea. Iisus Hristos a venit de la plinirea vremii să aborească această grea povară a morții. El nu a apolit moartea biologică, dar cea teologică, da. Cea biologică nu a oprit-o, dar i-a dat o altă conotație, aceea de a o numi un paște, adică o trecere într-o altă etapă a existențialității prin cunoaștere, urcând epectate către profunzimile lui Dumnezeu, că cei care au fost botezați în numele Preasfântei Treime Biserică, e bine, au fost afierosiți întru totul asemănării cu Dumnezeu. Părintele Protopop spunea că fiecare are acest rol de a dobândi harul și darul sfințitor de a procede pe calea chemării care ne-a adresat Domnul Hristos la plinirea vremii. Și El, între altele, a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci scopul vieții noastre este de a ajunge în viață, în consistența ei, care nu poate fi dată de incoruptibilitatea acestei lumi. Ci trebuie să trecem cele de dincolo, ce cad sub simțurile noastre, empirice sau trupești, sub afectele noastre care sunt bune, dar neînduobnicite aduc moartea, îndouăbnicite aduc apatia, care ne trezește în noi metafizicul și ne dă perspectiva trecerii dincolo de biologic, în ceea ce este teologic, în substanță și în dragostea lui Dumnezeu și aceasta presupune unirea cu El. Deci, dincolo de ceea ce este
moarte este unitate sau non-ființă. Deci depinde unde și pentru unde ne pregătim. Pentru non-existență, non-valoare sau pentru valoare, sau pentru existență, pentru iubire, pentru unitate prin Duhul Sfânt în Paradisul Ceresc. Evident că toți, dacă ne întrebăm, mai ales că suntem două biserici aici, unite în rugăciune, și scopul fiecărei rugăciuni este de a conformi cu Dumnezeu, de a ne întâlni cu El într-așezământul divin, fiecare mergând pe calea sa și cum Dumnezeu are mai multe lăcașuri și cum ne-a promis că în Împărăția cu Dumnezeu vom sta în mai multe lăcașuri, în Împărăția mea sunt multe lăcașuri, deși căile de a accede acolo sunt multiple. Dar toate căile se întâlnesc într-o moarte, într-o moarte biologică. Deci toți trecem prin același tunel de tenebre care ne scoate la lumină. Deci dacă nu ne întâlnim și nu ne vom întâlni cum ne cere Dumnezeu în lumea aceasta, apoi ne vom întâlni în moarte. În cimitir toți ne întâlnim. Și cimitirul și pentru unii și pentru alții nu este altceva prin Iisus Hristos decât un dormitor unde dormim puțin pentru a ne retrezi sau a ne recrea într-o altă existențialitate, având în noi înșine alte atribute care nu mai aparțin acestei lumi coruptive. Deci dacă de vreme ce ne întâlnim la ușa mormântului, iată că suntem chemați într-o manieră sau alta să facem ceva ca să ne recunoaștem reciproc în Iisus Hristos, Domnul Istoriei, care ne-a chemat, așa cum s-a spus în seara aceasta, ca toți să fie una. De ce? De vreme ce cămașa lui Hristos s-a deșirat, s-a rupt în mai multe bucăți de-a lungul istoriei, în multe feluri și multe chipuri, oamenii au încercat, sau bisericii au încercat, să refoase această cămașă, care îmbracă trupul unii al Mântuitorului Iisus Hristos, care este Biserica. Și deci, de acum de vreme ce purtăm stigmatele trecutului, hai să vedem cum facem vindecarea și cum facem recoaserea acestei haine, acestei tunici, acestei cămăși al lui Iisus Hristos, care Maica Domnului a țesut-o integral, dar pe care noi am rupt-o între timp. Și iată că s-au de-a lungul veacurilor ne-am rugat pentru unitate, dar aceasta a rămas parcă atributul Duhului Sfânt. Să ajutăm pe Dumnezeu ca să ne adune pe toți într-o dragoste. Să-L iubim pe Dumnezeu ca El să ne iubească, să ne arate fața celuilalt ca un chip spre asemănare, care merge spre asemănare. Și evident că să mai întâi să ne iertăm după aceea să ne recunoaștem. De aceea slujba Sfântului Maxim din seara aceasta s-a terminat cu aceste rugăciuni frumoase de iertare mai întâi. Păi după iertare vine vindecarea și vine după aceea iubirea și unitatea. Deci poate nu a fost întâmplător, ci providențial ca seara aceasta să ne reîntâlnim, din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe, în Sfântul Maxim, unde ne rugăm pentru cei bolnavi și cine nu este bolnav. Și că apoi, după aceea, să vorbim, să ne deschidem încă o dată unii altora, să vedem ce putem face, mai întâi să ne situăm unde suntem pe scara valorilor spirituale sau istorice, ca apoi să tragem concluzie, să mergem mai departe. Evident că acest ecumenit de care vorbim, el a avut mai multe sincope, a fost înțeles diferit, dar în orice caz, scopul nu este aceea ca să facem absorpție o biserică, în biserică, unul față de unul pe celălalt. Noi, cum s-a spus și o spun și eu, cum am practicat-o și în misiunea mea, care mi-a fost încredințată de biserică, noi nu așteptăm în ocolul nostru ca să fie oaia cea rătăcită, dacă este rătăcită. Și mai curând de acum,
este aceea ca să reprezentăm tezaurul nostru frumos, care pentru apărarea lui în apă, l-am ținut ascuns în cufere, l-am închis în niște, acum mă bineînțeles, dacă vreți, seifuri cu coduri multiple, spunând și stând de stradă, iată, apărăm tezaurul Ortodoxiei. E bine, nu. Fraților, avem vremea ca să scoatem acest tezaur să-l arătăm. Și arătându-l, poate cineva îl găsește frumos. Poate își îmbogățește experiența sa din frumosul tezaur Ortodoxiei și de asemenea, atunci când te duci cu tezaurul tău să-l arăți celorlalți în piață, evident că și ceilalți vin cu lucrarea lor, cu ostenarea lor, cu crucea lor, cu tezaurul lor și poate te împărtășești din experiența aceea. Nu ai venit cumva să devii celălalt, căci noi nu ne putem uni în ființial ontologic, nu. Noi ne unim doar în Duh, în cuget, în simțire. Fiecare rămâne liber și independent, mergând pe calea care o consideră compatibilă cu determinarea lui de a-L găsi, de a-L întâlni, de a-L trăi pe Hristos. Deci, ecumenismul nu este decât un dialog, dar mai mult decât atât, este și un factor spiritual. Nu este un canon, nu este o lege, ci este un îndemn, o poruncă. Și Hristos nu ne-a dat numai decât niște porunci strict legale, justițiare, împlinite și cerute să le împlinim din punct de vedere al literei. Și ne-a dat libertate. El ne-a dat mai multe sfaturi. Dacă vrei să urmezi mie, vii atunci și urmează. Deci dacă vrei, este un sfat. Dacă nu vrei, îți respectă și Dumnezeu și celălalt libertate. De vreme ce ai voit, atunci te înscrii în niște regulamente, niște reguli și urmezi calea respectivă. Dacă nu, viața ta poate să sfârșească în libertinaj, care nu aduce nici un bun folos, nici ție, care te închizi în egoismul tău, și nici celorlalți care doresc să sorbească sau să se hrănească din frumusețea, din atitudinea ta, din tezaur pe care îl poți în suflet sau nu. Și atunci, dragii mei, de vreme ce suntem chemați din nou la deschidere, la dialog, ca toți să fim una, hai să vedem ce putem face ceva concret, pentru că atunci când ne întâlnim pe stradă, atunci când ne întâlnim într-o familie, și acum lumea este diversificată și este deschisă, nu ne mai putem închide în ghetouri, ci trebuie să fim deschiși. De vreme ce românii noștri, în marea majoritate ortodoxă, s-au eparhiat pe toată fața Pământului, și unde sunt primiți cu dragoste de către, sau știu eu, printr-un oarecare, printr-un contract de înțelegere omenesc cu ceilalți din țările respective care sunt catolici sau știu de altă nuanță religioasă. Deci, de vreme ce aceia ne-au dat fie lăcașul lor de închinare, fie ne-au deschis niște posibilități unde să ne săvârșim cultul nostru ortodox, păi cei aproape 700 sau 800 de misionari care au plecat în ultimii 25 de ani, în ultimii 25 de ani din România, pentru a răspunde la nevoile spirituale a celor plecați, sub diferite motive, e bine, aceia unde slujesc. Nu slujesc în Biserică Ortodoxă. Eu știu aceasta că a fost misionar. A fost Biserica Soră Catolică, ne-a pus la dispoziție niște biserici, ne-a pus niște locașuri încălzite sau, știu eu, cel puțin luminat. Și atunci n-am putut să vârșim misiunea noastră eternă, lăsată de Hristos. Cât de vreme ce este așa, hai să vedem ce putem face în comun, acolo unde trăim, unde suntem, ca să se strâmbească numele Lui Dumnezeu între ei lăudat. De vreme ce avem inițial, am aceea doctrină și scopul, și, de fapt, cartea noastră de căpătâi nu este altfel decât Evanghelie. Este decât Scriptura, tradiția, din care sorbim revelație și tot ceea ce avem nevoie în perspectiva cunoașterii Lui Dumnezeu și a mântuirii personale. Deci, iată că, ceva concret, suntem în această săptămână în care noi ne zbatem să ne cristalizăm identitatea noastră spirituală
în contextul familiei creștine. Aceleași învățăminte le are și Biserica Romano-Catolică pentru familie. Familia este unitatea aceea dintre secă sau mai frumos, așa, folosind o metaforă, este Împărăția lui Dumnezeu în miniatură aici pe Pământ. Noi toți am ieșit din niște familii creștine. Am primit botezul la vremea respectivă, în numele Preasfintei Treimi. Am primit pecetea Duhului Sfânt, că Dumnezeu ne-a chemat prin botez și ne-a deschis ușa către Împărăția Cerurilor. Am murit din această lume și ne-am renăscut în viața nouă care ne dă perspectivă prin Iisus Hristos. În infinit să mergem, până în profunzimile Dumnezeu, cum spuneam. Deci de vreme ce așa, hai să apărăm niște, împreună, niște valori care ne sunt comune. E greu acum să vorbim despre doctrină, despre teologie, despre cult, despre felul cum ne va costă. Nimeni nu poate să abandoneze o tradiție liturgică foarte importantă, s-a totărăcită de-a lungul veacurilor, mai ales în bisericile noastre istorice. Nimeni nu poate să adopte imediat o disciplină care este într-un sau un regulament care este într-o biserică sau alta. Doar de vreme ce ar recunoaște pe cel ca un chip al Dumnezeu de venire. De vreme ce avem familia ca nucleul acesta intristet și binecuvântat de Dumnezeu, bărbați și femeie, din care descinde viața omului dată de Dumnezeu. Păi iată, hai să apărăm familia în această lume, în acest conglomerat de științe, în acest conglomerat de gândiri străine spiritualității și gândirii teologice și liturgice și așa mai departe a bisericilor noastre. Iată, suntem chemați să ne adăugăm sau să ne punem adeziunea noastră că vrem să rămână cel puțin la poporul român, pe celelalte popoare, bineînțeles, s-au aderat la niște gândiri din acestea mai străine spiritualității creștine. E bine, iată că în seara aceasta am zis să vă chem ca să susțineți împreună cu noi efortul unor asociații care doresc ca în Constituția țării, deci legea fundamentală a acestei țări în care ne dezvoltăm și noi și ne facem rânduiala noastră creștină, canonică, fiecare în felul său, să apărăm această valoare, familia, familia creștină, familia binecuvântată de Dumnezeu, bărbați și femeie, cum a fost dintr-un început. Noi nu putem schimba aceasta pentru faptul că nu se poate altfel omul să vină în lume decât prin ceea ce are Dumnezeu. De aceea, noi am făcut efortul și felicit din astăzi. De asemenea, Părintele Rector transmite și Părintele Petru Gherghe, Episcopul de Iași, al Bisericii, al Diocezii Romano-Catolică, de această chemare a credincioșilor din Biserica Soră să apere familia creștină așa cum este prevăzută de Dumnezeu de Scriptură și binecuvântată apoi de Iisus Hristos care a participat și la nuntă din Cana Galilei. Deci iată că Părintele Protopop, cum este cazul aici la Roma, a sfătuit preoții, de fapt sfatul a venit de la noi și poruncă a primit și noi de prin Sfântul Sinod să susținem. Nu suntem noi cei care vrem să facem partid de această acțiune, dar sunt asociații creștine a căror statute le știm, le cunoaștem și noi susținem acei oameni care promovează valorile noastre. Aceasta era și scopul întâlnirii noastre, ca ceva, ca o lucrare concretă. Că de faptul că dacă nu avem ceva concret, am venit, ne-am rugat, ne-am îmbrățișat și am plecat fără să rămână ceva decât un foc de paie. Deci iată ceva concret care este din seara aceasta, deja în numele preoților noștri a evadiei noastre. Vă mulțumim, preacurcene și părinți, frații Dumnezeu care ați venit din Biserica Soră, împreună cu cei câțiva credincioși și, de fapt, noi nu suntem câțiva pentru faptul că cei puțini pot să răstoarne un car mare și pot să gândească o luptă pentru faptul că le ajută Dumnezeu și le ajută Dumnezeu, ne inspiră Dumnezeu să luăm hotărârile cele mai frumoase pentru Biserica noastră și pentru unitatea Bisericii noastre. Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă fericităm
cu prilejul acestei săptămâni care s-a înviat, așa frumos zice noi apoteotic. Mulțumesc de asemenea preacucenicilor părinți, prin prodobul care, iată, aproape toți preoții sau toți chiar, în majoritate, au venit din prodobocliatul, din jurul roman, la această întâlnire frumoasă, care poate fi o întâlnire simbol și care poate aduce roade sau poate naște o idee nouă în perspectiva tuturor bisericilor din lume care laudă Dumnezeul nostru în trăime, răbdat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin.